Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, are șanse pentru câștigarea celui de-al șaselea mandat în fruntea primăriei. Această situație rezultă din ultimul sondaj realizat de PNL Suceava. La cererea sociologică au participat 1140 de subiecți, a arătat edilul șef al municipiului reședință de județ, din care reiese că se situează pe primul loc, dar la diferență mică față de următorul clasat. Este clar că nu poți face un sondaj în Suceava fără să afli. Da, este adevărat, organizația municipală PNL Suceava a făcut un sondaj la litera și spiritul legii. Pe 1140 de chestionați, oameni chestionați, verificați, nu cum extrapolează, nu știu care, mă rog, operator de sondaj la nivel național, dă trei telefoane, face extrapolare. Am mai văzut și sondaje de astea făcute anul trecut, în care în Burdujeni și Burdujeni sat erau 15% din chestionare și 85% era, mă rog, în restul orașului și 50% erau în zona centrală. E clar că sunt relevante din start. Dar am vrut să facem un sondaj, să vedem unde ne aflăm bine și ca partid politic și toată vă pot spune azi că eu sunt pe primul loc în sondaj, chiar dacă lupta este una foarte strânsă. Dar este un barometru pe care l-am făcut și bine că l-avem. Mai multe amănunte este un sondaj de uz intern. Atât v-am spus. Stăm bine, eu sunt pe primul loc, lupta este strânsă, nu mai sunt pe primul loc cu 10% în față, dar sunt pe primul loc.